Salut și bine v-am găsit la o nouă recenzie de pe acest canal. Astăzi vom vorbi despre un film animat de la DC, mai precis, Justice League vs. Teen Titans, apărut în anul 2016. Filmul începe foarte bine, cu Justice League în prim plan, care se luptă în oraș cu Legion of Doom, făcând ravagii. Cele din urmă, Justice League învinge, dar un membru din Legion of Doom a încercat să scape. Atunci, el a fost posedat de un demon, mai precis Trigon, adică tatălui Raven, cu scopul de a distruge orașul. Fiind prea puternic, nici măcar cei din Justice League nu au reușit să-l învingă. Atunci, Robin, fiind nemulțumit de faptul că Batman îi dădea numai treburi neimportante, a încercat să controleze situația de unul singur, făcând un gest necugetat care putea să pună tot orașul în pericol. El a reușit să controleze situația și să-l învingă pe Demon, dar, după ce s-a terminat totul, Batman a vrut să-l pedepsească pe Robin pentru ce a făcut, astfel trimițându-l în Teen Titans. Raven îl simțea pe Trigon că se apropie, dar n-a avut curajul să-l spună nimănui. La început, Robin nu se integrase în Teen Titans, având chiar conflicte cu Blue Beetle. După ce și-a dat seama de ce s-a întâmplat, Justice League a vrut să ia pe Raven, deoarece credeau că e prea periculoasă. Cei din Teen Titans s-au opus, dar, din păcate, Trigon a găsit-o pe Raven chiar în acel moment și a reușit să-i posteze pe toți membrii din Justice League, de aici începând lupta dintre Teen Titans și Trigon. Per total, filmul are aproape numai părți bune, mai ales că membrii din Teen Titans, adică Robin, Starfire, Raven, Beast Boy și Blue Beetle, sunt foarte dezvoltați pe parcursul filmului, chiar dacă toată povestea se învârte în jurul lui Raven și al lui Robin, dezvoltând poveștile lor foarte mult, ambii fiind în conflict cu părinții lor, Robin vrând să-i demonstreze lui Batman că nu e doar un sidekick, un ajutor, și mai primim câte un pic și din Starfire și din povestea lui Superman cu Wonder Woman, și mai primim și din puterile lui Beast Boy și ale lui Blue Beetle. În concluzie, filmul Justice League vs. Teen Titans este chiar o animație reușită din partea celor de la DC, care îi surclasează pe Marvel la animații. Este un film care merită cu siguranță văzut, mai ales dacă ești fan, pentru că o să-ți placă destul de mult, filmul oferind câte puțin din tot. Justice League vs. Teen Titans primește din partea mea nota 9. Probabil, următoarea recenzie va fi la primele două sezoane din Smallville, un serial chiar foarte, foarte bun. Aceasta a fost recenzia pentru Justice League vs. Teen Titans. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!